Și da, este valabil și pentru tine. Te-ai simțit cu musca pe căciulă? Deja tu fata aia cu ochelari din prima bancă care stai numai de fusta profului, gata să toarnă o clasă întreagă pentru un punct în plus la un amărât de test. Tu, mi-e scârbă de tine. Reduceri uriașe la orice joc folosind codul PACA. Link în descriere. Respect! Deci, eu sunt la Pinky, dragiu, și astăzi cu ocazia începerii școlii / liceului / porților iadului o să învățăm împreună niște tips and tricks legate de cum să supraviețuiești în liceu și nu numai, pe care eu unul, dacă le știam la timpul potrivit, poate nu mai ajungeam așa cum sunt acum. Singur și deprimat. O să zic că în clasa întâi am descoperit lumina, mai târziu în clasa a doua am descoperit mașina, clasa a treia. Regula primului semestru. Ei bine, după cum v-am întrebat și pe comunitate, dar și pe Insta, pe care dacă nu mi-ai dat follow încă, te rog, nu o face. Nu vrei să știi ce se întâmplă acolo. Mulți mi-ați zis ceva de genul: fii cu minte primul semestru și după poți să faci ce vrei. Ei bine, e kind adevărat. Adică, uite, hai să o numim regula primului semestru. Ce implică asta? Păi e destul de simplu. Se bazează pe o primă impresie pe care o faci tu, persoană fizică, atât profesorilor, dar și colegilor. Și crede-mă, e super mega important să impresie cât mai bună din start, pentru că după, oamenii țin să le fie lene să te mai cunoască, așa că prima imagine pe care ți-o faci față de ei, oricine ar fi acei ei, până și în viața de zi cu zi va rămâne pe vecie sau, na, nu pe veci, cât până vei muri tu și ei. Clasele mici luam bătaie cât nu puteau ei să ducă, mai târziu e viceversa, realizând asta din dubă. Să nu pârăști vreodată. Well, dacă e să mă iau după voi, din nou, cel mai bun sfat legat de supraviețuirea în liceu este, practic, da? Să nu te duci. Dar dacă presupunem prin absurd că nu ai un părinte sau un prieten cu părinți doctor care să-ți dea scutiri pe bandă rulantă, ceea ce am mai văzut că se practică și acum, să nu dea dracu să pârăști vreodată. De ce? Ei bine, dacă nu e obvious deja, relația ta cu colegii aia de clasă, indiferent cât de nasoi sunt ei sau na și viceversa, presupun că merge, cât de nasoli ești tu față de ei, să stai 4 ani închis într-o clasă cu oameni pe care nu-i suporti și nici ei nu te suportă pe tine, te asigur că nu o să fie ușor. Și nu numai că nu o să fie ușor, dar din experiența mea, cei care erau de căcat cu colegii, gen îi pârau sau se luau la bătaie sau efectiv erau nașpa, se mutau din clasa aia pentru că nu rezistau stresului să fie urâți de toți și toate. Și da, este valabil și pentru tine. Te-ai simțit cu musca pe căciulă? Deja tu fata aia cu ochelari din prima bancă care stai numai de fusta profului, gata să toarnă o clasă întreagă pentru un punct în plus la un amărât de test. Tu, mi-e scârbă de tine. Au trecut câțiva ani și m-am trezit la liceu. Atunci am realizat că timpul chiar are dupeu. Probabil deja mulți dintre voi cu mine în frunte știți foarte bine ce înseamnă să fii antisocial, cum aparent asta e noua modă în 2K18, asta și depresia. Dar despre asta aveți deja clip. Să fii antisocial într-un environment care te va evita din cauza asta, îți spun de pe acum că nu o să te ajute și voi merge direct la rădăcina problemei, dând ca exemplu cel mai antisocial de aici, și anume eu și Elanu. Fii atent. Bă, ești atent? Presupunem că nu ți-ai făcut tema și vrei și tu ca omul normal să copie 17 pagini de algebră complexă în 5 minute înainte să înceapă ora. Da? Am pățit. Cum faci? De la cine copiezi? Cine crezi că vrea măcar să-ți dea să copiezi, dacă tu nu vrei să vorbești cu ei decât pe interes? Păi vezi, și asta e doar un singur exemplu, dar putem să mergem și mai departe. Să zicem că toți pleacă la sport și tu vrei să stai să-ți scrii tema în clasă sau în fine să faci ce vrei tu, să te uiți la clipul lui Codrin, da? Iar proful îi dă șefului de grupă să completeze lista cu cine e prezent și cine nu. Cine crezi că o să te pună prezent la sport dacă nu ai prieten, bă? Nu plânge, stai. Dar trebuie să înțelegi că e super important să te înțelegi bine, măcar așa, general, cu oricine te înconjoară, mai ales dacă te înconjoară vreo 4 ani de zile de acum încolo. Și ține minte, asta îți spun eu, și până și eu chiar m-am înțeles bine cu, cred că, toți colegii din liceu. Copiam, mâncam, chiuleam și o făceam împreună, chiar dacă am picat în căcat vreunul dintre noi, niciodată, dar niciodată nu ne-am dat în gât unul pe altul. P.S. Da, aveam și eu cercul meu restrâns de prieteni, 2-3, cu care stăteam în pauze și râdeam ca proști în ore, incluzându-și pe Voinea. Cu restul de colegi nu mergeam după școală undeva la un suc neapărat, dar cât timp eram în clasa aia, încercam să fiu ok cu toată lumea, ca și ei la rândul lor să fie ok cu mine. Mua. Era unul bun la geometrie, am luat 4 și s-a spart, am tras o perpendiculară între gura lui și asfalt. În
învață să înveți cu cap. Ăsta va fi un ultim sfat pentru episodul ăsta, unul mai serios, dar țin la voi cât de cât, așa că na, poftim. Vreau să învățați cu cap și anume să știți ce se merită, când se merită și cum se merită să învățați. Clar, mulți dintre noi, incluzându-mă și pe mine, niciodată nu vom ști ce dracu vrem să ne facem în viața asta, de la pilot de avion, la doctor sau șofer de curse. Da, știu, cele mai tipice răspunsuri pe când ne întreba Moș Crăciun: ce vrei să te faci când vei fi mare? Eu, când am fost întrebat asta fiind mic copil, am răspuns doctor. Și nu pentru că îmi plăcea medicina neapărat, cât că îmi plăcea să ajut oameni. Well, astăzi nu sunt vreun neurochirurg, după cum bine vedeți, dar principiul a rămas același. Îmi place să ajut oamenii. Da, am studiat și biologia, anatomia în liceu și generală, pentru că mi-a plăcut, dar nu are legătură cu doctorii mea. Nu mai strica momentul emoțional, doamne. Bun, gata, acum puteți să închideți clipul, fac o mică pauză să vorbesc ceva cu ea care se simt cum am simțit și eu când am fost prima oară la liceu și știu că pe mine m-ar fi ajutat mult vorbele astea. Tic tac tic, pleacă odată, pa! Fii tu până la capăt. Da, am copiat când a fost nevoie, dar am și învățat când nu a fost nevoie. Nu exista întocmai o nevoie pentru învățat, dar iau așa. Dacă scopul tău în liceu e să ai 10 pe linie, felicitări, deja te-ai ratat în viață și ți-o spun în proporție de 99,9% sigur. Școala pe care o facem noi este super rudimentară și e făcută să scoată oameni numai buni de lucrat în fabrică. Fix contrarul unui individ creativ ce încă vrea să facă ceva cu viața lui. Ești, știi vorba aia că aia de 10 lucrează pentru aia de 5? Na, e super simplu să zici că termin liceul cu 10, mergi la o facultate bună și gata, ai job super bine plătit, preferințele părinților fiind ca întotdeauna ba inginer, ba doctor și mai nou programator la vreo firmă internațională, dar dacă ai ajuns să gândești așa, e trist pentru că nu prea mai ai timp să realizezi că de fapt viața înseamnă cu mult mai mult de atât, da? Clar că nu toți suntem făcuți pentru a gândi în viitor și clar că e nevoie de o doamnă să dea cu mătura, ba un gunoier sau un programator, dar dacă în sinea ta ești o fire creativă și na, pe cât se poate și practică, cum tind să cred că am fost și din fericire încă sunt și eu, nu lăsa școala să scoată din tine ce ai mai bun și anume creativitatea. Eu, spre exemplu, am avut un super noroc în clasa mea de mate info intensiv, ceva ce nu a avut nicio legătură cu mine la o primă vedere, să prind o dirigintă de info super tare care s-a prins că ce e acolo nu e de mine și în loc să-mi bage materia cu forța pe gât, să mă treacă pe altfel de proiecte. De la scurtmetraje la prezentări animate și da, am rămas cu gen la fizică și am învățat de mi-au sărit capacele în vara aia ca să trec examenul din toamnă, dar tot în aceeași vară, pe când învățam pentru coligență, am început și canalul ăsta unde am postat prima mea parodie aia cu Lolo, dacă mai știți, care a avut să fie primul meu viral pe internet. Și de acolo a pornit totul. Ceea ce vreau să zic, mai pe scurt, fără atâtea vorbărie, e să nu dea dracu să lași pe cineva, oricine, să-ți distrugă creativitatea. Asta și dacă cumva lovesc pe colegul că fură mâncare de la unul din ghiozdan, decât să-i spui să se oprească, du-te lângă el și zi așa: îmi dai jumate și nu mai zic la nimeni, ok? Ok, no. Și asta a fost și videoul astăzi, sper că v-a plăcut. Asta o putem considera o primă parte, pentru că legat de școală, în general, mai am multe nebunii de care încă nu am vorbit. Dar despre ce am vorbit deja, puteți găsi clipurile undeva pe YouTube, cred. De la cum dracu am luat eu bacul, la niște animații legate de profil de căcat și nu numai. Na, le cotați, voi sunteți băieți mari, dacă aveți nevoie de extra sfaturi. Nu uitați să vă abonați ca să rămâneți parte din legiune și la trei care alpaca King Out. 1, 2, 3, respect! Alpaca e legiune, fiecare dintre noi are câte o misiune. Aleg piturile grele și începe nebunia. Acaparăm internetul, vreau să umple România de respect. Să nu dea dracu să lași pe cineva, oricine, să-ți distrugă creativitatea. Punct. La. Nu știu ce am lăsat partea asta aici, dar poftim. Ne auzi vocea cântând ceva. Și totuși fără regret aș mai merge o zi la școală, chiar dacă atunci o vedeam ca cea mai plină boală.